Salutare, salutare! Ionică de la Dăm o Carte aici, prezent la datorie, cu o nouă prezentare de carte și totodată un îndemn la lectură. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o carte apărută anul trecut la editura Polirom, romanul de debut al lui Alex Olteanu, scurt tratat despre animalele care lucrează de acasă. Pe lângă titlu și subiect, care sunt deopotrivă extrem de atrăgătoare, ce m-a mai făcut să pun mâna pe acest roman este faptul că a câștigat concursul de debut al editurii Polirom în anul 2023, așa că am fost curios să văd cum arată un roman care câștigă un astfel de premiu. Câteva cuvinte despre Alex Olteanu: este prozator și scenarist. A debutat în 2019 în revista Povestiri cu proza scurtă A Professional Loser, cu care a câștigat concursul de povestiri al revistei. A câștigat Full Moon Script Contest în cadrul festivalului de film TIFF 2022. Face fotografie de stradă și studiază regia de film, explorând mai multe mijloace de a spune o poveste. Romanul lui Alex Olteanu spune povestea lui Andrei, un tip destul de singuratic, un animal care lucrează de acasă, la fel ca mulți dintre noi, și care este într-o permanentă căutare de conexiune, companie și afecțiune umană. Încercările sale îl duc adesea în situații atipice, uneori conflictuale, alteori înduioșătoare, dar de cele mai multe ori unele care smulg cel puțin un zâmbet. Pentru mine, cartea lui Alex Olteanu a venit fix la timp, într-o perioadă în care chiar aveam nevoie de o astfel de lectură. A fost o adevărată experiență, pentru că am citit cartea dintr-o singură suflare. M-am trezit că se făcuse ora 4 dimineața, atunci când ajunsesem la ultimul capitol. Mi-a plăcut și m-a atins la corazon, tocmai pentru că m-am regăsit foarte mult în tot ce înseamnă lucra de acasă, birou improvizat, animal social, transformat în roboțel și așa mai departe. Mi-a plăcut extraordinar de mult că autorul atinge și probleme legate de corectitudinea politică, fenomenele woke și cancel culture care încep deja să ne inunde și pe noi. Alex Olteanu nu se ferește de aceste subiecte delicate și ne prezintă situații în care acestea pot ajunge la un nivel de absurditate absolut. Întrebare: poți fi dat afară dacă greșești un pronume? Și nu ești profesor de română, ci graphic designer. Răspunsul îl descoperiți în roman. Ceea ce face ca romanul ăsta să fie într-adevăr bun, cel puțin din punctul meu de vedere, este autenticitatea, faptul că îți prezintă viața așa cum e ea. Personajul principal poate fi oricare dintre noi, iar situațiile în care e pus nu sunt neapărat excepționale, ci de cele mai multe ori cât se poate de firești. Acțiunea se petrece în zilele noastre, în contextul sociopolitic actual. Tot ceea ce se întâmplă în roman e aici, acum, aproape, iar toate acestea alcătuiesc superputerea acestei cărți. Andrei al nostru e un om obișnuit, face ride-sharing încercând o conexiune cu persoanele care îl însoțesc, merge la fotbal cu puținii prieteni pe care îi are, comandă de mâncare acasă, lucrează de acasă, are de-a face cu tot felul de vecini bătrâni care țin liftul ocupat și alte asemenea. Andrei e graphic designer, are un job bine plătit. Există însă o problemă: nu-i place deloc ceea ce face, își detestă jobul. El e absolvent de filozofie și i-ar fi plăcut să facă o licență în biochimie sau un master în neurobiologie după ce a terminat facultatea. Acum însă simte că i s-a nivelat creierul, că nu mai e pasionat de nimic. Lipsa pasiunii e simțită la nivel fiziologic, ca și cum i-ar fi putrezit toți neuronii responsabili cu producerea sentimentului acela de pasiune. Se simte blocat, e frică să-și dea demisia, doar că la un moment dat o serie de evenimente îi vor forța deciziile. Veți vedea voi care sunt acelea și care va fi și deznodământul. You sick bastard. M-a cam rupt episodul cu Andrei petrecând revelionul de unul singur, dar mi-am dat cu reveneală la episodul cu patinoarul. La fel veți vedea și voi dacă veți avea curiozitatea să citiți. Din fericire, nu e totul apăsător în acest roman, apar și suficient de multe momente și situații comice. De pildă, m-am amuzat copios la episodul cu filmarea spotului publicitar pe patinoar în miez de noapte. E atât de bine descris episodul acela încât la un moment dat începusem să-mi fac eu griji pentru personaje, mă rugam să fie atente să nu pice pe gheață. Știu, trebuie să consult un doctor. You need help. You need serious help. Întâlnirea lui Andrei cu polițistul în parc și tot dialogul lor după ce eroul nostru băuse și adormise pe o bancă mi s-au părut iarăși extrem de amuzante. A fost și ceva care nu prea mi-a plăcut, e posibil să fiu extrem de subiectiv sau chiar să am o problemă cu publicitatea, dar enumerarea unor branduri pe aici pe acolo mi s-a părut că sună a plasare de produse. Sunt de părere că dacă îmi descrii că un aer condiționat e de la un anumit brand, numele acelui brand trebuie să aibă relevanță în context.
rest. Altfel, mi se pare că e deprisos și ar putea fi ușor evitat. Hate, 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 double hate, loathe entirely. În orice caz, lucrul acesta nu știrbește cu nimic din calitatea romanului. Romanul lui Alex Olteanu mi s-a părut destul de bine construit, povestea e bună, personajul suferă transformări și se schimbă până la final, ceea ce e de bine. Finalul optimist pe care îl alege Alex Olteanu e perfect pentru că lasă loc de o continuare. Mie mi-ar plăcea mult să văd ce va mai face Andrei în următoarea etapă a vieții sale. Scurt tratat despre animalele care lucrează de acasă, este un roman în care m-am regăsit enorm și pe care vi-l recomand cu toată încrederea. Get on that. Highly recommend. Dacă l-ați citit deja, sunt foarte curios să aflu părerea voastră, așa că vă invit să vizitați rubrica de comentarii și să-mi lăsați acolo impresiile voastre. Cam atât pentru episodul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, lasă un like, dă un share, iar dacă nu te-ai abonat încă, o poți face apăsând pe butonul de abonare. De asemenea, poți activa și clopoțelul ca să primești notificare atunci când apare un nou episod. Până data viitoare, să ai parte de sănătate și nu uita, citește și dă mai departe o carte. Toate bune! Pa!